A fost o perioadă de câteva zile în România în care absolut toate problemele grave și mari ale societății fuseseră rezolvate, numai una nu, și anume crucile mari amplasate pe unele șosele din țară, mai ales în zona Olteniei, spre Prin Banat, Arad, se prin vedeți prin Banat. Banat că acolo Bun. fiecare intersecție mare are câte o cruce. E, repet, cele câteva zile au fost plimbați ca ursul prin târg câteva persoane care, dacă nu erau de plâns, erau de râs, care încercau să obțină un soi Aprobări să le dea ei de jos. aprobări din partea publicului telespectator vis-a-vis de stresul la care sunt supuși ei, pentru că în fiecare zi văd crucea. Bun, nu comentăm. Poate că erau de alte religii, poate că nu aveau niciun fel de alte religii, însă, la fel de aproape șocant a fost și o opinie așa ușor consecventă a unor comentatori care brusc au redevenit critici ai crucii. De ce noi creștini ortodoxi facem lucrul ăsta și cine și-a permis să amplaseze așa ceva în văzul trecătorilor? O să vă rog, după ce o să faceți comentariul nostru vis-a-vis de această situație, să readucem aminte sau să aducem aminte prietenilor noștri de fapt ce simbolizează crucea, cât de importantă este crucea, nu atât pentru noi creștini ortodoxi, că nu suntem noi buricul existențial al Pământului, pentru toți oamenii care vor să înțeleagă. Da. Uitați, eram prin zona Banatului, pe acolo, și mergeam pe un traseu acolo cu o familie care locuiesc de mulți ani acolo și îmi spunea, zice, uite, părinte, era tocmai discuții pe tema asta, că îi deranja pe cineva crucile. Și vedeți sensul ăsta girator aici? Nu era săptămână fără accident. Accidente grave și tot timpul. De când s-a pus crucea, n-a mai fost niciun accident. Ați auzit? Deci se pusese crucea de știu eu, 2-3 ani, de când s-o fi pus crucea acolo, deci nu a mai fost niciun accident în locul cealaltă și înainte săptămânal avea un accident. Adică, uite-o leacă așa, adică tu cel care te și știi lucrurile astea pe acolo, cât ajutor și hai să ne întoarcem undeva în trecut. Crucea. Pe timpul împăratului Constantin cel Mare. Când avea război cu Maxențiu, el avea oști de 2 ori mai mult decât el. Și-o da seama că omenește Este nu-i imposibil. făcea față, da. Și-a început să se roage. Zice, i-a apărut pe cer semnul Sfintei Cruci și dedesubt era scris, întru acest semn vei birui. Atunci s-a trezit dimineața și a spus așa, o dat urgent ordin să facă 3 cruci din aur mari, care să fie purtate în fața oștirii și au spus la soldați, toți soldații, făceți-vă Sfânta Cruce pe haine, pe mâini, pe zăbala cailor, pe ci, pentru că crucea o să ne păzească. S-au dus la război și au zis că l-au biruit și la ei treceau săgețele, treceau toate pe alături, nu-i nimerea pe niciunul. Erau însemnați cu Sfânta Cruce și în față aveau cele 3 Sfinte Cruci și l-au biruit pe cealaltă care avea o știre poate de 2 ori, de 3 ori mai mult. Deci ați văzut semn ceresc, într-o acest semn vei birui. Deci câtă putere are Sfânta Cruce. Se spune că diavolul se cutremură când face în Sfânta Cruce. Deci nu poate sta în locul cealaltă când se însemnează omul cu Sfânta Cruce și se cutremură, cum se zice, și pământul și cele de sub și tot iadul. Deci noi nu ne dăm seama câtă putere are Sfânta Cruce. De ce o luat atâta putere? Pentru că pe ea s-a răstignit Hristos. Nu a fost în timpul vechi, era socotit ca un fel că îl bajocorești pe cineva, că îl răstignești pe cruce. Da, era în timpul vechi, dar în momentul în care s-a răstignit Mântuitorul, a simțit crucea. Și crucea a devenit ca o armă a noastră. Nu a mai fost de batjocără. A devenit crucea, orice creștin crucea la gât. Vedem orice biserică crucea sus, să vadă de toată lumea.
întotdeauna vedem la noi în țară troițe din astea peste tot puse, pentru că oamenii își dădeau seama unde era, spunea cineva, era o prăpastă și pe Nanen se duceau mașini acolo, au pus o cruce, nu s-a mai dus nicio mașină. Deci se vede clar cum Dumnezeu lucrează prin asta. Dar diavolul își face și el treaba. Și imediat oameni care nu cred în cruce, care poate nu cred în nimica, imediat îi stârnește, ca întotdeauna. Și atunci își fac și ei treaba. Adică se împiedică de ceva, adică cum a spus, că s-au terminat toate problemele lumii și asta au rămas că încurcă. Și când mă uitam ce cruci frumoase cu Mântuitor, așa pe cruci, mari, frumoase, chiar mă bucuram de fiecare dată când treceam. Și încă un lucru, amintește omului de Dumnezeu. Și omul când trece, face o cruce, zice, Doamne ajută. Și dacă ai trecut până la servici, pe la trei cruci din astea, ai făcut de trei ori Sfânta Cruce și ai spus, Doamne ajută. Și viața ta e protejată de Dumnezeu, ești protejat că te-ai însemnat cu semnul Sfintei Cruci și toate îți merg bine. Eu de asta am spus de multe ori, cea mai mare greșeală, că la început s-au pus, trebuia fiecare clasă de școală să aibă frumos perete Sfânta Cruce și o icoană cu Maica Domnului cu Mântuitorul în brațe. Sau un Sfânt Ocrotitor. Fiecare clasă, pentru copilul în momentele grele, poate trece ceva greu, poate nu știi la un examen, văzând icoana acolo, strigă, Maica Domnului, ajută-mă, nu mă lăsa. Chiar îmi spunea o fetiță, discutam acum în țară când am fost, părinte, la liceu, la 16 ani. Și eu am iconița Maicii Domnului și am pe masă, pe banca mea, unde am eu amele pus aici pe bancă, am pus acolo să o văd tot timpul. Și eu tot timpul, nu mă interesează, că râd unii colegi, că zic, s-au obișnuit cu mine. O am pus acolo și eu mă rog, scriu acolo, Maica Domnului ajută-mă, și că nu-mi văd viața fără Maica Domnului. M-am obișnuit să o am tot timpul în fața mea. Ce scriu, ce fac, întreb, Maica Domnului, bine, ajută-mă, și vorbesc cu ea tot timpul. Da, și învață foarte bine și merge foarte bine. Apropo de pelerinajul dumneavoastră din această vară și toamnă în România, aș vrea să vă întreb, pentru că ați zăbovit mai mult decât erați obișnuit și v-am văzut prezent în foarte multe dintre manifestările la nivel național. Aș vrea să vă întreb ce anume vi s-a părut noastră a fi diferit anul acesta, în această perioadă, în sensul bun al cuvântului, și ce anume considerați noastră că ar trebui îmbunătățit. Nu spun greșit, ar trebui îmbunătățit. Deci m-am bucurat mult că am văzut că încă avem tineri foarte mulți și foarte buni. Gândiți-vă numai la Timișoara, au fost vreo aproape vreo 5.000 de tineri acolo, din toată țara și plus din alte țări veniți. Deci înseamnă o țară care are atâția tineri, nu se pierde. Încă tinerii, vedeam eu, erau cu bucurie toți. Erau, cântau împreună, se bucurau împreună. Deci vedeau, s-au făcut o priveghere de noapte acolo. Deci biserica aia era full peste tot, cum se zice, și balcoane și jos, tot și pe afară. Deci mii și mii în afară de aia, cum zice, invitați, câți au mai fost alții. Deci și-au stat acolo nemișcați ori întregi, priveghere de noapte. Deci vedeai că oamenii ceia nu-i ținea nimic cu forța acolo. Deci se vede că încă avem oameni buni, avem copii buni, avem tineri buni. Deci în țara asta, și cum am spus, asta înseamnă că încă țara noastră merge bine. Cu toate decăderile cealante, cu toate nebuniile care ies de la noi sau vin din exterior, cu toate astea, deci încă avem oameni buni. Așa am văzut și oamenii și așa, deci oameni credincioși. Ca lucru am văzut la tineri. Când am întâlnit atâția oameni, mii și mii. Deci oamenii care au trecut la oarecare vârstă, zicem așa, cu grijile vieții, toți vineau că, părinte, am o problemă, am un necaz. Ei, tineri, deci nu vineau niciodată cu probleme. Deci ei vineau doar cu bucurie, să mă îmbrățișeze, să spui că se bucură, că așa. Deci tinerii pur și simplu se bucurau. Adică încă își trăiau, cum zice, copilăria, tinerețea. Deja grijile pentru ei parcă n-ar fi existat, nu că nu ar fi avut și ei, dar încă simțeai că în mijlocul lor poți să te bucuri. Deci de asta zic, încă avem tineri buni, avem așa, uite alt lucru. Ați văzut la Iași, la Cuvioasa Parascheva, așa în mare, cum au făcut ei o statistică, peste 350.000 de oameni. Gândiți-vă, adică
din țările astea ortodoxe, nu știu dacă în afară de Rusia, că e la nivel mare, restul... E altă populație. Da. În rest, așa cam nicăieri nu găsești să adune atâta lume. Deci gândiți-vă o sfântă, o copil acolo la 25 de ani, care s-a nevăit, o dus și ea, s-a nevăit și în Constantinopol, s-a dus la Ierusalim, prima lui Iordanului, o perioadă, o primit poruncă în vis să se întoarcă înapoi, ca o străină acolo viețuit, chiar în satul ei, cum se spune, fără să o mai știe nimeni, s-a viețuit ca o săracă și străină, că atunci când a murit, a îngropat acolo în locul săracilor, cum se zice. S-a slăvit Dumnezeu cu trupul întreg și oamenii ăștia nu au venit degeaba la ea. Deci oamenii ăștia au primit folos, ajutor, că altfel nu s-adunau acolo. Și oameni care spunea, zice, venim în fiecare an, venim tot timpul. Și cum spunea cineva, mi-a plăcut, zice, eu lucrez, în fiecare dimineață trec prin curtea mitropoliei la muncă și când mă întorc tot pe acolo. Și niciodată anul ăsta, deci de anul trecut, de la Sfânta Parascheva până acum, nu s-a terminat pelerinajul. Deci în fiecare zi era coadă la cuvioasa, ieșită până afară, cât mai lungă sau mai scurtă. Deci niciodată nu era fără să fie oameni la cuvioasa. Gândiți-vă câte milioane de oameni trec anual pe la cuvioasa. Oamenii ăștia nu vin degeaba. Că omul dacă se duce o dată, două ori, 10 ori și nu primește ajutor, nu se mai duce, ca la doctor. Ei, la fel aici oamenii ăștia au primit ajutor. O simțit ceva, o schimbare în viața lor. O simțit că s-a ajutat. Și vin și vin și numai din România. Vin din Bulgaria, vin din Serbia. Pe unde au trecut moaștele cuvioasei sau pe unde au trăit ea, deci toți vin la ea și acolo la moaștele ei. Deci vedem asta că în țară la noi încă avem oameni buni. De asta, trecând așa și având contactul cu oameni, mi-am dat seama că Dumnezeu o să mai ții România și o să aibă rolul ei în toată nebunia asta a lumii. Și de asta am spus la mulți români care îi caută să fugă în străinătate, nu. E timpul să se întoarcă acasă, că o să le fie mult mai bine acasă decât în străinătate. Cât li se pare lor, că așa, uite, discutam cu o doamnă doctor care a făcut medicina în țară, chinoterapie ani de zile, păi s-a dus în America ani de zile, o practica și acolo, a ajuns la o experiență, cum zice, și la urmă a abandonat totul, a venit și a luat o casă în țară și a deschis un cabinet și zice, am venit să ajut românii mei, chiar dacă în America câștigam de 10 ori mai mult. Și am lăsat totul, am venit aici, zice, vreau să ajut oamenii mei. Deci care se trezesc, într-adevăr, oamenii cia se întorc acasă. Și spunea ea, și știți care e viața în America? Spunea ea, după o experiență de vreo 15 ani pe acolo. Zice, 90% săraci, iar restul deți în totul. Sunt oamenii ăștia, zice, 90% care abia câștigă să-și plătească dările. Zice, oamenii aceia nu mai au timp să gândească, nu mai au timp că tot mâine ajunge, nu ne ajunge. Cam asta e viața în America. Pentru mulți, visul, America, vai, numai ce am trăit acolo și am văzut. Și uite, copiii mei, copil la 17 ani, la 12, zice, nici nu li mai trebuie. Când au văzut ei că în țară pot să respire, o lua casă la țară, aleargă, se bucură, păi și nu aveam așa ceva în America. Că aici abia sunt ei că pot să trăiască cu adevărat. Și de asta revine iară, avem oameni buni. Și avem mulți sfinți în România. Și oamenii, imediat, cum se prăznește un sfânt, se strâng toți în jurul lui. Și vedem în timpurile vechi, și la cuvioasa Parascheva, când erau războaie, cum o ocrotitea, Sfântul Dimitrie la fel. Deci la sfinții ăștia mari, întotdeauna cum protejau orașul, protejau locul, deci se vedea minunile, de multe ori se arătau, ajutau. Deci, așa ca o, să spunem, deci avem o țară frumoasă, cu oameni frumoși, cu oameni buni, copii buni, o generație bună care se ridică. În afară că sunt și toate cealante, dar așa privind în ansamblu, încă avem o țară care poți să ridice la toate nivelurile. Nu ceea ce se spune că, vai, țara noastră, că e asta, dacă luăm și privim, de 30 de ani numai cu asta se bate în cap. Că țara noastră, că tinerii noștri, că nu avem buni, și vin sportivii noștri acasă numai cu medalii de aur, și noi suntem cei mai, de pe toate la Olimpiade iară vin primele țări de lume, că nu știu ce, așa au fost cei mai deștepți copii din lume, România a ieșit pe locul 4 în lume. Adică, pe lângă imperiile alea mari, care ceea cu atâtea condiții, deci se vede că noi avem tineri
o țară, cum zici, din mulți nebăgată în seamă, care dă tinerii cei mai buni, cei mai încă mai sunt tineri cu mintea curată, încă nu au fost prinși atât de mult în dependența asta de toată nebunia asta. Deci de asta spun, țara noastră, în afară că e o țară frumoasă, e țară bogată, pentru că are atâtea resurse, o furată ăștia de piste 2000 de ani continuu și tot se fură și țara asta parcă izvorăște de toate. Și un pământ bun care orice arunci în el crește. Deci Dumnezeu ne-a dat o țară bogată, oameni frumoși și ca aspect, să o luăm așa, dintre oamenii cei mai frumoși luat pe popoare. Și plus oameni care își iubesc țara și oameni care niciodată nu au tânjit să ia pământul al cuiva. Și-au apărat locul ceala. Și am mai spus cândva și o spun, românii care au plecat în străinătate, de multe ori, mulți dintre ei, privesc de sus pe cei care au rămas în țară. Și am spus așa, ar trebui săruti picioarele când vin în țară la românii care au rămas în țară, pentru că datorită lor mai există un acasă pentru ei. Vin și mai găsesc România acolo, cu tot ce are ea, cu mănăstirile alea frumoase, cu pădurile alea frumoase, când avem de ajuns, cât s-o tăia și tot sunt și iară crezi la loc și așa mai departe. Dacă ai lăsat țara asta neatinsă 10 ani, s-ar umpli toate de păduri. Deci nu e asta o problemă. Toate se refac, toate astea, dar există una acasă. Există încă la țară sate de alea unde te duci, te bucuri. Există atâtea lucruri frumoase în România asta. Eu umblând așa am văzut atâtea lucruri frumoase, am urcat și eu pe Transfăgărășan. M-am dus prin atâtea locuri, prin țara asta, atâtea locuri frumoase avem. Deci există una acasă. Deci totdeauna când se întorc România acasă, se întoarcă pălăria în mână cu respect față de aia care sunt în țară și mai stau acolo și se luptă acolo să menții și să mai existe acasă pentru români. Au fost și aspecte care, să zicem, au fost mai puțin pozitive sau mai puțin plăcute pentru noastră, da. Eu le spuneam la mulți, măi, zic, eu am întâlnit numai oameni frumoși, numai oameni buni. Părinte, dar ceilalți, măi, n-am întâlnit. Eu cu toți care am avut contactul, deci oameni buni, peste tot. Uitați-vă și la Iași. Pentru că tot m-a convins aia la Provita, până la urmă să accept să mă duc o seară acolo. Și am acceptat, asta cu luni în urmă. Și acum au trebuit să onorez ceodată așa. Sunt scrisese, deci, oamenii acolo, că la un moment dat aia au închis. Și au spus, nu mai sunt locuri, nu mai veniți. Pentru că, da, era limitat o sală de 1000 de locuri și încă două săle așa, dar până la urmă au venit vreo 2000 de oameni acolo. Și au ajutat Maica Domnului așa și le-am vorbit vreo 3 ore acolo. Și, bineînțeles, cu binecuvântarea mitropolitului, am fost dimineață la el, am stat de vorbă, așa m-a încurajat și el. Și am văzut oamenii ăștia, de prin toate colțurile din eu venit, cu câtă dragoste gândiți-vă. Mulți dintre ei au spus, părinte, o să stăm și noi un pic, când ne grăbim, nimeni nu s-a mișcat în sala aia, 1000 pe scaune și 500 în picioare, nu s-a mișcat nimic 3 ore. Au stat și în liniște acolo, parcă erau prinși, cum să zice, în pioneză. Cu cât drag, deci oamenii ceea cine i-a ținut acolo? Deci înseamnă că oamenii ceia, în afară că au avut răbdare, au avut și dragoste și îi vedeai cu câtă bucurie stau acolo. 3 ore nemișcați. De asta zic, avem oameni buni în țara noastră și asta au fost. Unii m-am dus, m-am bucurat permanent. Mai ales în mijlocul copiilor, cu o grămadă de copii, familii, copii mulți. M-am dus așa, toți erau în jurul meu, în brațele mele. Deci, peste tot pe unii m-am dus. De asta spun, eu cu asta m-am întâlnit, asta le-am văzut. Tineri frumoși, seară, au fost univa la o biserică, în afara Timișoarei, m-a rugat preotul să mă duc acolo. M-am dus la biserică, tot așa, au anunțat cu două zile înainte, au venit 2000 de oameni la biserică, era plin și pe afară și prin biserică. Păi seara au adunat numai tinerii. În sub biserică avea o sală mare, s-au adunat vreo 500 de tineri acolo. Le-am vorbit o jumătate de oră, au mai cântat ei acolo, aveau o chitară, frumos. Deci a fost așa un aspect de ăsta tineresc frumos. Deci chiar m-am bucurat. Tot. În afară că-s mai hârbuit, eu mă mai doare coloana și asta sunt pioneză, asta e partea a doua, ai nevoie și de așa ceva, cum zic eu, pentru echilibru. Dar cealaltă, ca oameni, peste tot m-au primit cu drag, au fost, pot să zic, la cel mai înalt nivel, așa, de respect, de tot ce a trebuit. Deci la nivel de oameni de așa, pot să spun că avem oameni buni, oameni frumoși și oameni credincioși. Foarte bine, pentru că este extrem de important ca toți care vor să vadă binele, să-l și zugrăvească, să-l și trăiască
și evident să-l și împărtășească. Gândiți-vă exact cum au venit străini în țara noastră și după aia au făcut reportaje și le-au dau atâta țara cât e de frumos. Iar noi o denigrăm. Da. Unii dintre noi. Da, păi nu, unii care sunt, cum să zice, poate puși pentru treaba asta și în afară de cei. Dar mă refer în mass media, când de multe ori unii las că m-a lămurit eu, că nu știu ce cu tare și caută numai cazurile astea negative să le scoate. Dar cealante de ce nu le scoateți? Sunt plin de cealea în țară. Am văzut situații și situații, adică frumoase, pozitive. De ce nu sunt scoase? Elementul comun care leagă toate aceste subiecte pe care le-am discutat până acum, sunt convins că a fost înțeles foarte, foarte ușor, și anume relația, legătura, dispunerea față de Dumnezeu. Spuneați foarte frumos, când Domnul stă cu spatele la Dumnezeu sau se îndepărtează de Dumnezeu, nu poate să facă lucruri bune. Acum să vorbim puțin la finalul acestei discuții, să vorbim puțin și despre timp. Pentru că noi găsim, am născocit cumva sau ne-am asumat, nu știu cum s-a produs chestiunea asta, dar ca o justificare în a nu face lucruri serioase, în a nu avea preocupări sănătoase, în a nu purta un dialog cu Dumnezeu, punem în față această sintagmă. Nu am timp. Oare cât timp avem noi în realitate în a face o minimă lucrare pentru ca să avem totuși măcar o mică nădejde că Dumnezeu nu ne va întoarce, nu ne va întoarce spatele așa cum o facem noi cam de cele mai multe ori? Uitați-vă, același lucru îl întâlneam și eu la mulți oameni. Părinte, n-am timp. Măi, da, rezerv o leacă de timp pentru copii, zic, seara, să te joci o oră cu ei, să stai de vorbă, părinte, n-am timp. Atunci Dumnezeu, văzând prea mulți că se plâng că n-au timp, a venit cu nebunia asta, cu pandemia, cu astea. Și a băgat toată lumea în casă, 2 luni de zile. A spus, timp n-aveți de familie, poftim, treceți toți în casă să vă dau timp. Ce a început? Dezastre, bătăi prin casă, după aia divorțuri, neînțelegeri. Și aveau timp. Și erau împreună, familia, nu cu alții. Familia, nu cu amanta, nu cu nu știu cine, era cu familia. Atunci s-au trezit și ei ca o familie. Până atunci nu că nu aveau timp, nu vroiau să aibă timp. Găseau motivație și când vineau acasă, televizorul sau altceva, fiecare era în camera lui. Deci nu vreau să aibă timp. Deci Dumnezeu le-a dat timp și atunci nu știu cât s-o mulțit rugăciunea din cei care au avut timp acasă. Ca spui, i-a dat Dumnezeu, poftim, 24 în 24 ai timp, ce faci cu el? S-au pucat oamenii de spus, domnule, am făcut o psaltire la zi, am făcut rugăciune, am stat cu mâinile în sus, m-am jucat ori întregi copii, am stat de vorbă cu soția, care eu știu să-și gestioneze lucrurile astea, au făcut lucrurile astea, care nu, a ieșit dezastru. Deci asta noi încercăm să ne mințim singuri, că nu avem timp. Omul muncește când muncește, vine acasă. Puneți o lege de rânduială acasă. Nu te apuca repede să deschizi nimic, tehnologie, adună-te cu familia, stai la masă, stai de vorbă, stai de vorbă cu soția ta, stai de vorbă cu copiii, joacă-te cu ei, intră în lumea lor. Și după ce se culcă ei, încearcă dacă poți să faci o rugăciune împreună cu toți în comun. Adică un pic împreună. Și asta ai tu timp și că ai timp și în timpul zilei de tehnologie, chiar dacă chiar vrei. Că mulți lucrează acum toți să spui la calculatoare și au timp să mai uite și prin alte părți, dacă chiar interesează. Deci nu e asta. Deci asta noi ne mințim de fapt pe noi înșine, că nu avem timp. Timp este din belșug. Dar depinde cum îl folosim. Îl folosim rău, deci noi spunem că nu avem timp. Intri pentru nu știu ce te interesează 5 minute și ieși după 2 ore de acolo. Dar ce intri să nu 2 ore acolo? Tu ai avut treabă 5 minute. De ce n-ai folosit timpul ceala cu familia ta? Și vedeai că aveai timp. Nu, deci ne mințim singuri. Deci noi dacă dimineața ne-am trezit și slavă ți-i Doamne, nu repede mi-a prins țigara sau repede pe telefon încep, slavă ți-i Doamne, zici o rugăciune acolo, faci 3 metanii și pleci cu Dumnezeu, pe drum mai zici o rugăciune. Adică ai timp, cum spunea cineva, zice, discutând cu copiii, de asta spun. Zice, eu când mă duc la școală și mă duc cu autobuzul nu știu unde, că era în București. Și zice, n-am timp să fac nu știu ce, că zic rugăciunile până la școală.
Deci avea rugăciuni, făcea o oră cu autobuzul, cu metrou și făcea o oră. Și o când timpul ăla am zis numai bine rugăciunile, tot ce am de zis până la școală. El n-avea timp să se plictisească. Păi tocmai asta, că zice, abia numai bine îmi termin rugăciunile până la școală, tot ce avea un copil. Deci copiii la 15, 16, 17 ani, vezi că ei, unde-i mintea lor, mi dau un exemplu. Și spune, păi nu-mi văd viața fără Dumnezeu. Cum adică? Să nu stau de vorbă cu Dumnezeu, cu Maica Domnului? Deci copiii, vezi că ne dau exemplu prin asta. Și vezi pe ceilalți maturi că butonează continuu, el nu mai vede nimic o oră până acolo. Dar ia și te bucur un pic, măcar uite pe geam, vezi o biserică, fă o cruce, mai zi o rugăciune, mai roagă-te pentru tine, pentru familia ta să fie bine, poate ai un copil bolnav, poate ai ceva, dar încearcă timpul cealaltă că vezi când ai ajuns după o oră de butonat pe telefon, când ai ajuns la capăt, ai și uitat ce ai văzut. Timp pierdut degeaba, o oră. Când puteai să te rogi, să câștigi timpul cealaltă, să-ți fie ție bine și familiei tale. Cu suficientă aroganță, unii dintre noi spun în felul următor, o să am timp de biserică și de Dumnezeu la pensie. Știți ce se întâmplă? Zice, cum înșală diavolul pe om? Pestiniva chiar povestea frumos și părintele Cleopa, zice, la început când e copil, zice, băi, biserică îți trebuie ție, și te joacă, ești copil. După ce începi și te duci la școală, păi tu ai de învățat, biserică îți trebuie, lasă biserica, învață și dacă ai și tu duminică liberă, aș te mai joacă, știu, un pic cu prietenii. Ai ajuns mai departe, zice, știu eu, student cu tare, du-te și te distrează. Că doar când ai să te distrezi, dacă nu te distrezi acum, ai să te căsătorești și după aia nu mai ai timp. După ce te căsătorești, vine și îți spune, zice, păi acum vezi de familie, biserica ai timp, las că mai la bătrânețe. Ai ajuns la bătrânețe și vezi că te dor una alta, păi acum ce să mai caut eu la biserică? Mă dor picioarele, mai târziu spui, bă, da, și așa nu mai aud acum, las că tot la biserică mor duce la urmă. Și zice, asta e cea mai mare înșelare a diavolului cu omul. Îl duce cu amânarea. Zice, e cea mai mare viclenie a diavolului să amâni. Nu azi, mâine, mâine. Și permanent va exista o mâine și ai ajuns cu mâinile pe piept și tot a însemnat mâine. Mâine și tu n-ai mai făcut niciodată nimic. Nu. Măi, ce am de făcut azi, lasă fac azi. Mâine, dacă n-ajung, mâine nu e a mea. Întotdeauna trebuie să ne fixăm bine în cap că mâine nu e a noastră. N-avem decât ziua de azi. Ia să văd eu ce pot face eu azi bine. Ia să mă schimb eu în viața mea ceva azi. Ia să mă împac eu cu cei care m-am certat, că poate eu mor la noapte. Cum mă duc la Dumnezeu așa? Deci să schimb ce pot în viața mea azi. Că mâine nu e a meu. Avem control asupra timpului? Deci timpul ni l-a pus Dumnezeu la dispoziție. De noi depinde ce facem cu el. De asta nici să se cere socoteală. Cu Dumnezeu ni l-a pus, deci dacă vrei să te duci și te rogi, stai și te rogi. Vrei să duci la televizor, stai la televizor. Vrei să te duci să te îmbeți, să te distrezi, te distrezi. Vrei să te duci, te plimbi prin pădure, te duci. Cine te oprește? Deci avem libertatea. Și de asta și dăm răspuns pentru ceea ce facem. Dar control asupra timpului nu avem, pentru că noi nu știm când. Dacă vă referiți când plecăm, când nu avem timpul în față, exact, da, exact. Asta e altceva. Da. Asta e mâna lui Dumnezeu. Asta, cum zice, viața și moartea sunt mâna lui Dumnezeu. Eu de asta spun că ziua de azi e a noastră, să o trăim frumos, pentru că mâine nu e a noastră, e mâna lui Dumnezeu. Și de asta să ne gândim că o să fac la bătrânețe, dar cine îți spune că ajungi la bătrânețe când vezi că în jurul nostru pleacă atâția de tineri? Vorba lui Părintele Petroniu, Dumnezeu să-l ierte, la podromul, fostul stareț. Vinise cineva acolo, un călugăr așa la vreo 40 de ani. Și na, bătrânul era pe la 80 de ani și avea grijă de flori prin curte și mergea un pic a plecat pe acolo. Vine ăsta așa tânăr și aia prea cuvioasă, blagoslaviți, blagoslaviți, te văd că am hârbuit. Se ridică bătrânul așa să îndreaptă și să uite la el. Și spui prea cuvioasă. Zice, nu știi că sunt mai multi pei de miel decât de oaie? Adică eu dar răspunsul care trebuia. Că adică mai mulți mor tine decât bătrâni, adică nu te grăbi să spui că mă vezi hărbuit, că nu se știe și cu tine, adică. De asta, deci noi nu știm când plecăm din viața asta. Și de asta niciodată să nu ne încredem noi că sunt tânăr și în putere, pa, am lumea în față și o să mă duc și o să fac și fac planuri și mâine vine și ne bate la ușă, hai că am venit să te iau. Să dărâmă totul. Părinte, mulțumim frumos, dragi prieteni, timpul folositor este cel petrecut alături de Dumnezeu. Este un timp câștigat și un timp care își atinge scopul. Orice clipă fără Dumnezeu
e pierdută. Adică nu înseamnă că stau numai cu mâinile în sus, dar prin ceea ce facem și ne trăim viața, să fie după Dumnezeu, după ce vrea Dumnezeu de la noi, adică prin bunătate, prin dragoste, prin milă, adică tot ce facem noi să fie prin prisma asta. Și atunci calea noastră e spre Dumnezeu. Doamnește! Să ne ajute Maica Domnului și să ne aibă totdeauna în pază. Doamnește!